Vicepreședintele Organizației Județene a PNL Giurgiu, profesorul universitar Constantin Stoienescu, a vorbit la întâlnirea de astăzi cu presa locală despre un subiect de actualitate, și anume semnarea de către România, alături de alte 24 de state europene, a unui tratat bugetar prin care se consfințește o disciplină fiscală mai strictă în blocul comunitar. Stoienescu a criticat rapiditatea cu care s-a luat o astfel de decizie, în condițiile în care state importante europene au refuzat tratatul sau au cerut un timp de răspuns mai generos. România tinde, într-un fel, să-și delege guvernarea altora decât propriului guvern. Adică se pare că guvernul actual, dându-și seama cât de slab este, îi lasă de fapt pe alții să conducă România, să ia decizii în locul lui. Constantin Stoienescu a dat exemplul Cehiei, considerată o țară eurosceptică, care mai are nevoie de timp de gândire pentru a lua o decizie care mai târziu să nu fie regretată. În cazul de față al tratatului fiscal, fiind vorba despre o reglementare a Uniunii Europene și în primul rând a zonei euro. Iată că România, care încă nu face parte din zona euro, în condițiile în care semnarea tratatului fiscal este așadar opțională, se grăbește să semneze un asemenea document fără niciun fel de dialog intern.